Lucrări de anvergură pe drumul județean 562, pe tronsonul cuprins între satul Gemen din comuna Dârvar și Obârșia de Câmp. În acest moment a fost turnat primul strat de asfalt pe ambele sensuri ale primilor 3 km, de la Gemen către Dârvari, și se preconizează că până la sfârșitul săptămânii viitoare vor fi finalizați al 6 km. Lungimea totală a traseului este de aproximativ 13 km. Continuă lucrările de modernizare a drumurilor județene. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a făcut o vizită de lucru pe tronsonul cuprins între satul Gemen din comuna Dârvar și comuna Obârșia de Câmp pentru a vedea stadiul lucrărilor de asfaltare. Am venit astăzi într-o vizită de lucru pe șantierul cuprins între satul Gemen din comuna Dârvar și comuna Obârșia de Câmp. Aici asfaltăm. Lucrăm pe un proiect finanțat pe fonduri europene, se lucrează în mai multe locuri. Pe acest tronson cuprins între Gemen și Dârvari a început de câteva zile să se pună primul strat de asfalt. Am venit să verific modul în care se lucrează, modul în care s-a mobilizat constructorul. Am constatat că se lucrează bine, se lucrează de calitate și într-un ritm destul de bun. E adevărat că nu mai avem caniculă și vremea permite acest ritm. Odată cu modernizarea drumului, vor fi realizate și trotuare, legături cu drumurile laterale, accese la proprietăți, rigole și stații de autobuz. Avem un drum cu o lungime efectivă de 12.700 de metri. În momentul de față lucrăm la așternerea stratului de asfalt, stratului de binder. Avem deja asfaltați 2.900 de metri liniar de binder. O să lucrăm în continuare și vom realiza până la sfârșitul săptămânii viitoare așternerea pe 6,5 km. Investiția este realizată de Consiliul Județean Mehedinți cu fonduri europene atrase în cadrul programului regional Sud-Vest Oltenia.